Polițiștii de frontieră a Rădenii au depistat 16 migranți care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, ascunși într-un automarfar încărcat cu fructe. La punctul de trecere a frontierei Nădlac 2 s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de ieșire din țară un cetățean turc aflat la volanul unui automarfar înmatriculat în Turcia. Șoferul transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, lădițe cu rodii pe ruta Turcia-Olanda. În urma efectuării controlului amănunțit al mijlocului de transport, au fost descoperiți ascunși în compartimentul destinat transportului de marfă, printre bunurile transportate, 16 cetățeni străini. În cadrul cercetărilor preliminare s-a stabilit faptul că aceștia sunt cetățeni din Turcia și Siria. În continuare, polițiștii de frontieră derulează verificări pentru documentarea întregii activități infracționale, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.